Bine v-am găsit, prieteni, Newcast, ediție nouă, cu un personaj sau o personalitate, mai bine zis, destul de interesantă. Vorbim cu un autor de texte, cu un prezentator de nunți, cu o persoană interesantă, Bogdan Dască la Newcast. Salut! Bine te-am găsit! Mă bucur de mult, de mult nu ne-am văzut. Da. De aceea eu să te întreb, nu ce faci, dar ce mai faci, cât și pe unde? Viața asta, eu vorbesc de-a mea, că nu vorbesc de altcuiva. Viața mea e atât de interesantă că uneori și eu mă întreb, domnule, de ce mă așteaptă mâine, știi? Sau ce noi peripeții aș înaripa mâine pe sufletul meu? Sau el pe mine? Aici depinde de cum abordez viața. Multe. Că la viața asta am făcut atât de multe când uneori mă întreb, băi, unde au încăput toate astea? Poate asta ți-ai dorit, pentru că într-un interviu am văzut că spunea despre faptul că în fiecare zi trăiește o zi nouă. Da. Da. Ca să fie mai interesant. Eu așa am scris pe Facebook, m-am născut de ziua mea ca să le fac pe toate. Și mă bucur foarte mult că reușesc să fac multe și... Dacă tot vorbisem înainte de a începe emisiunea la această temă, sincer vorbind, deseori încerc să-mi răspund la întrebarea, omule, dar dacă n-ai fi făcut la timp, exact la timp, cum fac eu și cum iubesc să fac, dacă îmi vine un task ceva acum mai nou, în orice muncă n-aș face eu, prefer să o fac acum și în secunda asta, ca să am timp pentru a-l face altul. Am făcut, am dat la o parte. E mult mai... Și reușești să faci pe zi mult mai multe. M-am ținut de-a lungul vieții, chiar de regulă mergi în secunda asta pe undeva și vezi o hârtie jos, acum oprește-te, iau, pune la urnă și pe urmă mergi mai departe. Că chiar și în casă sau pe stradă, oriunde ai fi. Și constați în finalul zilei că ai făcut și ai reușit să faci de 10 ori, de sute de ori mai multe decât ai fi făcut dacă îți planificai asta și lăsai pe mâine. Da, problema cu cei care stau în mijlocul coridorului, pe acolo pe unde trece toată lumea. De exemplu, la moldoveni, asta eu am observat, pentru că exact fac ca tine. Dacă în momentul în care eu vreau să fac lucrurile cât mai repede ca să scap de ele, ca să trăiești mai mult într-o zi, ca să nu ai rutina asta, să scap de ele, te duci repede acolo, faci aia. Exact la intrarea în magazin, acolo tot se opresc, dacă ai observat când ies. Da. Pac, acolo se uită în telefon. Da. Unde e mai îngust, în toată încăperea, acolo se opresc, acolo începi să discuți. Da. Acestea sunt micile piedici, cum treci de ele. Nu vorbesc despre oameni, în general. Eu, știi cum e, abordez... Bun, orice piedică în viață este o lecție nouă pentru noi. Cu cât e mai mică piedică, e cu o lecție mai mică. Cât e mai mare piedica, e o lecție mai mare pe care trebuie să, la care trebuie să tragem concluziile. Dar vorba renumitului banc, știi, dacă tu vorbești de oamenii ăștia cu soția, zice, băi, să știi că am descoperit că tu mă înșeli cu soția fiului nostru. Și el zice, cu altă femeie. Și el zice că, păi asta e problema ei. Și el zice, da, dar ea e soția fiului nostru, nu asta e problema lui. Și da, dar mă înșeli pe mine și da, asta e problema ta. Fiecare cu problemele lui. El, adică omul ăla care rămâne acolo, asta e problema lui, știi? În principiu că el stă la telefon, că își pierde timpul acolo. Eu încerc să-l ocolesc. Niciodată nu mi-a fost frică să ocolesc unele lucruri, unii oameni, unele lucruri sau unele situații. Acum, mai nou, ești din nou radio? Da. Și îmi place că e stihia vieții mele. Exact. Și am vrut să întreb, dacă derulăm în urmă, 28, nu știu, cât, de câți ani? Aproape 30. Aproape 30. Din 95 am început să lucrez în radio. Cum s-a schimbat de atunci radioul până acum? E enorm de mult, dacă să vorbim. Bun, numai, dacă doar tehnic să vorbim, deci e o enormitate între ce se întâmpla atunci și ce se întâmplă acum. Eu am început să lucrez pe casete, n-am prins perioada radioului pe bobinele astea, știi? Dar pe casete le-am prins, că de acolo am început și de la casete s-a trecut la mini-discuri, la CD-uri, la stick-uri. Copiii tăi știu ce înseamnă casete? Da, le știu că le-au văzut prin casă. Mi-au rămas câteva casete ca amintire
de la Grăiește, Moldovenește. Și s-au întrebat. Și mă întrebau ce e asta și zic, uite, pe chestiile astea se păstra muzica și de pe ele se asculta la timpul respectiv. Circulă pe internet o felul de videouri cu... Da, copiii care nu știu ce e asta. Care... Bun, unii nu știu nici CD-ul ce mai este, dar nici, cu atât mai mult să-i mai arăți un mini-disc care era o etapă intermediară între. Dar era funny, era interesant, fiindcă tu știai sigur pe ce casetă, pe un raft mare în spatele tău, cât ecranul ăsta a tău, erau casetele respective și tu știai în ce loc e caseta, tu știai pe ce parte a casetei cântecul și cam pe unde aproximativ, cât trebuie să derulezi ca să dai de el. Nemai vorbind de faptul că tu în capul tău știai practic durata fiecărei melodii, mai ales cele mai solicitate. Aveai o bibliotecă în cap pe atunci. La fel a fost și cu CD-urile, la fel a fost, da. Deci, acum nu e așa. Acum lucrează aparatul pentru tine. Mai mult ca atât, că nici în unele posturi de radio, marea majoritate de altfel, există om aparte care se ocupă de redactor muzical, care se ocupă de acest playlist și care, făcându-l pentru o zi întreagă, DJ-ul nici nu mai participă la formarea unei emisii matinale. Te-ai prins la gândul că într-un anumit moment poți să îngâni o piesă veche, da, de prin, nu știu, 90, și să-ți ții minte de pe raftul ăla care e trupa, care e piesa și așa mai departe și să simți cum îmbătrânești. Nu. Deci, nu știu, pentru mine bătrânețea nu e o problemă. Unu. La mână. Trebuie să știi să îmbătrânești frumos. Fiecare vârstă și are frumusețea ei. Ori, dacă conștientizezi faptul că moartea face parte din viață, e o parte inevitabilă din ea. Cu toții mergem către ea și contează nu câți ani ai în viață, dar contează câtă viață ai în anii pe care da, trăiești. Și atunci e clar că atunci când vei ajunge la ea, trebuie să știi, să-ți fii mândru de tine, din ce ai realizat până la clipa asta. Și atunci nu o să-ți fie frică niciodată de moarte. Eu sunt getodacă în suflet și moartea pentru mine e lucru suprem, știi? Bogdan Dascăr este o persoană pozitivă. Da, optimist și pozitiv. Optimist. De unde e acest pozitivism? Ce te încarcă? Orice. Locuri? În mai mult locuri, cred că da. Deci, și asta s-a întâmplat în ultima perioadă a vieții mele, deci hai să spun în ultimii 15 ani. Descoperirea lumii înseamnă încărcare de baterii. Încărcare de baterii și încărcare de amintiri în suflet și în gând. Că asta contează foarte mult pentru noi. Amintirile pe care le vei lua cu tine când vei pleca spre cerul. Și atunci locurile, peripețiile pot fi de mai multe feluri. Pot fi peripeții în spațiu, pot fi peripeții în timp, pot fi peripeții emoționale de moment și toate astea contează pentru mine. Cu toate că să știi că nu m-am avântat în viața asta tare. Lumea zice că dacă ești om optimist și ești energic, înseamnă că trebuie să te arunci în tot ce înseamnă extremitate. Sporturi extreme, etc. Eu am încercat diferite sporturi extreme. Nu toate, nu multe. De unele mi-e frică, sincer spun, altele nu m-aș încumeta să mă bag sau nu văd sens să mă bag. Săritul cu parașută o las cât mai târziu. Că dacă nici nu știi cum, nu se deschide, știi vorba aia, măcar să nu-ți pară rău că ai 75 sau... O să întoarcă banii pe loc. Da. Vezi o diferență între Bogdan Dascăl de atunci, în perioada Gândumâiței, Grăiește, Moldovenește, și cel de acum și ce îi spune primului Bogdan, ce ți-ar răspunde primul ție acum în prezent? Măi, lui Bogdan de 15 ani cred că i-aș spune... că nu trebuie să apuci să fumezi. Asta e unul la fel. La cel de 20 de ani, cred că i-aș spune să nu se apuce să bea alcool. La cel de 25 de ani, cred că i-aș fi spus să insiste în facultate și să termine facultatea. Să nu lase baltă și să revină la ea mult mai târziu. La cel de 30 de ani, i-aș fi spus, nu-ți fie frică și du-te până la urmă să dai examenul la șoferie și nu-ți fie frică că din cauza ei, de altfel, n-am mai ajuns la examen, de ce? La șoferie. Și am pierdut vreo
ca să înțelegi, tu vreo 13 ani de fără mașină. De călătorii. De călătorii cu mașinile pe care eu le ador în călătoriile la volan. Asta e o altă latură aparte, știi? Aici... Mulți obosesc de la călătorii în șofat. Sau șofat în călătorii. Pe mine mă încarcă enorm de mult lucrul ăsta, știi? Și îmi place să mă opresc, îmi place să văd într-un anumit punct aceeași vale, din alt punct aceeași vale sau munte. Unde ai fost până acum lucruri mărețe? Locuri mărețe? Mă, nu știu, pentru fiecare om diferite locuri sunt mărețe, pentru știi? Că în România cam... Pentru mine și Jora de Jos unde e barca. Da. Și mă duc la pescuit, e un loc măreț. Machu Picchu, Stonehenge... Copacii sacri din Noua Zeelandă, cel mai Hagerimu din Malta, un loc aparte în lume, Sarmi Segetuza. Câte locuri au mai rămas în lista ta? Multe. Sunt foarte, foarte multe. Deci nu cred că ar trebui să mă opresc la un moment dat. La unele nu pot ajunge din terța motive, din motive politice, războaie, etc. De mult, foarte mult vreau să văd și Ierusalimul, vreau să văd și Pământul Sacru și multe. În același Egipt la piramide n-am ajuns și o bună perioadă de timp nici nu mai vroiam să ajung, nu știu de ce. În gândul și în capul meu, imaginele de acolo mi-au rămas murdare despre acest loc sacru mondial. Mult prea murdare din cauza umanității și nu altcuiva. Dar merită vizitat. Petra vreau să văd. Multe, multe sunt locuri în lume care trebuie vizitate. Ce te inspiră atunci când vorbim despre texte? Clipa, momentul, cuvântul. Eu am mers pe intuiții toată viața, Dorin. Și dacă sunt oameni care nu cred în ea, eu nu știu de ce cred de mult timp. Și cred atât de mult încât regula de bază a intuiției mele este primul gând care îți vine în cap, este cel mai bun, de obicei. Și am încercat de zeci de ori, poate chiar sute de ori, să încerc să contrazic această regulă a vieții mele. Și de fiecare dată m-am convins universul că prima idee este cea mai bună. Ți-am zis eu. Și nu. Că vorbești mult cu tine, nu? A doua, a treia. Eu desori vorbesc cu mine însumi, dar... Mai ales la pescuit, hai să zic așa, sau în natură, când sunt singur sau când saborez. Aici am vrut să ajung. Cât de benefic este vorbitul cu tine, unu, la mână. Și doi, la mână, de ce pescuitul? Că nu te duci să prinzi pește. Peștele vine din semnul meu zodiacal, cred că. Și asta ar fi un canibalism zodiatic. Ai auzit de așa termen vreodată? Da, da, ai doi pești deja. Unul la mână că suntem doi pești într-un singur suflet, doi la mână că ador să prind peștele. Mai nou m-am învățat bine să-l și las să meargă înapoi în natură. Doar rare ori mai iau pești acasă. Ajung la momentul ăla de pescuit sportiv doar în idee. Dar mai iau, recunosc. Deci nu vreau să mint la public, știi? Dar pescuitul este un exercițiu excelent de adrenalină cu răbdare. Deci eu copiii îi luam cu mine la pescuit de fiecare dată și încercam să-i iau cât mai des cu mine, doar pentru a-i învăța, fără a le spune desigur lucrul ăsta, a-i învăța să aibă răbdare. Fiindcă la atât la pescuitul pasiv cât și la cel activ ai nevoie de foarte multă răbdare. Doar că în cel activ ești permanent în fiecare secundă, minut în mișcare, fiindcă tot încerci să-l zăduri, să prinzi răpitorul. La cel pasiv ai aruncat, dar ești foarte atent la ce se întâmplă cu peștele și în răbdare aștepți, savorezi natura, asculți vântul. Vorbești cu tine. Vorbești cu tine, cu păsările, cu universul, încerci să te analizezi. În astfel de clipe începi să înțelegi că nu poți să-ți minți propriul suflet. Și atunci pui în talgerul vieții, are sens să te minți în direcția asta sau în asta? Reevaluezi anumite lucruri. Și în astfel de momente eu încerc tot timpul să mă uit și din celălalt punct de vedere. Deci dacă mă deranjează ceva, o situație, un om, un caz, o problemă,
Și mie mi se pare că asta e unica soluție. Eu de fiecare dată încerc să văd cealaltă parte sau a treia parte, știi? Ca să mă conving de faptul că eu totuși am dreptate. Sau poate n-am. E un fel de brainstorming cu tine însuți, știi? Da, puțin fac asta. De la puțin am auzit asta. De asta și te întreb, pentru că sunt locuri în care mergi ca să vorbești cu tine. Unu, că e la pescuit. Doi, poate e la munte. Uh-huh. Mergi într-un trip solo. Da. În care să vorbești cu tine, dar să mergi într-o țară în care să pescuiești piranie, nu mi se pare o provocare pentru tine. Da, nu, atât la piranie am mers. Eu tare mult vroiam, foarte mult vroiam să ajung la Arapaima, dar în zona în care am fost noi nu era, poate și era, dar era mult prea murdară apa și mi-au spus localnicii atunci deschis în față că nu are sens, e prea murdară apa, mult prea multă murdărie vine la vale pe Amazon și atunci unica la ce avem, putem să avem șanse și sigur să simți ceva azi sunt piranile, așa că m-au dus direct la piranii ca să încerc acolo și e o experiență de nedescris la ce viteză mănâncă respectivul pește. Uite, ăștia trăiesc în viteză, știi? Da. E extraordinar, pentru că pe pagina mea de Facebook sunt doar două persoane care au poze cu peștele. Tu și taică meu, cred că sunteți campioni la asta. Pentru că el mereu prinde pește. Nu, deci fir întins îi doresc. Fir întins, da, asta e important. Și nu altceva. Nu altceva, da. Nunțile. Nunțile al doua fațetă a lui Bogdan Dascalu. Și a doua stihie. Și a doua stihie, după radio. Asta e paradoxul, că eu inițial nu iubeam nunțele, nu vroiam să mă bag în ele, foarte greu am acceptat să mă bag în ele. Atunci mie mi se păreau mult prea familiare, mult prea simple, mult prea, nu știu cum să-ți spun, știi? Mie îmi plăcea masa mult mai mare de oameni. Palatul Național, Piața Mare a Dunării Naționale, deci concerte de amvergură mare și asta le adoram cu public mare, când în sfârșit îți vedeai publicul și nu doar ți-l închipuiai cum lucrai ani de zile la radio sau în televiziune, în fața cadrului și îți închipui într-un fel sau altul că omul te vede acasă. Dar acolo îi vedeai, îi simțeai, vedeai și simțeai reacția publicului, propriu zis. Ori, sărbătorile familiale mie mi se păreau, nu știu cum. Eram prea verde, cred, să pot accepta rădăcinile pe care le am, rădăcinile neamului, că de ele vorbim, ca ulterior, într-un fel rugat, într-un fel impus, să intru în această aventură numită nuntă cu mătrii, sărbătoare, tradiție. Și în ani de zile, mulți ani m-am chinuit. Deci mulți ani m-am chinuit. La nunț, știi de ce? Fiindcă nu înțelegeam, nu găseam o structură a ei. Eu sunt genul de om care până și în prezent, chiar și acum la radio când lucrez... Pentru că eu exact asta îmi imaginez. Există o... Tradiție, da. Există. Scenariu, cum trebuie să fie? De ce trebuie să fie așa? Păi tradițiile și sunt scenariu. Dar hai să-ți explic. Deci perfecționismul în care lucrez eu și... Eu în mulți ani la rând nu mi-am dat seama că eu de fapt sunt un om perfecționist, fără ca să vreau. Și îmi place să optimizez toate într-atât de mult încât schema să lucreze de la sine. În orice muncă. Schema trebuie să lucreze. Cum un concert are un scenariu bine definit și să știe ce, de ce, cum, unde... Cum o emisiune are un scenariu și bine definite toate pozițiile de intro, ieșire, punctele culminante, spectacole, orice, film, și filmul are acest fir roșu, tot. Păi și nunta în sine sau aceste ceremonii de familie, dacă vrei să le zici, ele la fel, sunt un spectacol în care oamenii sunt invitați, sunt actori principali care joacă în ele, sunt actori secundari care joacă în ele. Este coloana sonoră a filmului ăsta, dacă vrei. Există un regizor care regizează această toată poveste și într-un final există un punct culminant, un punct fericit ca în poveștile noastre românești. Și de la sfârșit se zice și s-au căsătorit și au trăit o viață fericită. Așa e și nunta, știi? Dar la început nu prea îți plăcea să accepți această... Nu găseam de ce se întâmplă și ce trebuie să fac aici și cum trebuie să funcționeze sărbătoarea în sine. P-
Până la un moment dat, când eu analizând foarte mult nunțile ca fenomen, mi-am structurizat deja nunta într-un fel sau altul, cu un scenariu în capul meu definit, cu răspunsul la întrebări de ce se întâmplă asta, de ce asta, de ce asta, cum se evită asta, asta, asta. Și când le aduni pe toate împreună, într-un set frumos, cu un scenariu clar, pentru mine a început să devină mai mult decât o plăcere. Și a devenit și wedding planner. Eu n-aș știut ani la rând că așa se numește. Asta? Eu lucram ca wedding planner în același timp, dar n-aș știut că se numea și așa. Există vreo diferență între o nuntă cu Bogdan Dascăl, o nuntă cu alt prezentator? În timp ce lucrez nu pot să-i văd pe ceilalți. Mm-hmm. Dar multă lume poate zice că iată, te asemeni cu respectiva persoană sau cu respectiva persoană. Dar mire atunci când îți cer serviciul ăsta. Mm-hmm. De ce spun că te-au ales pe tine? Nu? Marea majoritatea cazurilor sunt, v-am văzut la o nuntă, ne-a plăcut enorm de mult ce ați făcut acolo și cum ați făcut, sau v-am văzut la mai multe și știm cum se întâmplă la dumneavoastră. Sau recomandări directe din nași, părinți. Și am înțeles că nu doar în română. Da, aici cred că e marele meu plus, dacă tu, să nu de ochi cumva, știi, că n-am roșu, am în spate. Aici cred că e marele plus că eu mai conduc și în rusă, și în franceză, și în engleză. Am avut vreo 3 cazuri, cred că, de-a lungul vieții, unde am lucrat în toate 4 odată. Ce, până acum țin minte că e foarte, foarte greu să le îmbin pe toate 4. 3 deja e ușor. 2, nu mai zic, dacă n-ajung la română, mi se pare că zboră, știi? După ce ai vreo 3-4, de pildă la rând, ai 3 nunți în română-franceză sau rusă-franceză sau română-engleză și tu vorbești în mai multe limbi toată seara și am avut situații unde am avut și 3 seri la rând și în franceză, știi? Și parcă vorbeam mai mult în franceză și când am ajuns duminică la o nuntă și era numai în română, știi? Eu, chiar dacă era, nu știu cât, a treia zi, la rând muncit, sau a patra, am intrat în restaurant zburând, știi, zic, Doamne, azi va fi ușor de tot, azi va fi fantastic, și chiar e ușor. Deci, nu că ar fi greu în mai multe limbi, dar e destul de greu să încerci să captezi atenția în același timp, în mai multe limbi. Dar invitații după asta spun că a fost o nuntă frumoasă. Ce înseamnă nuntă frumoasă în Moldova acum, în 2024? Cât costă o nuntă bună, frate? Nu știu. Eu, după anumite calcule, la un moment dat am început să mă documentez. Sincer, chiar nu cunosc. Dar în toamna anului trecut, nu știu cum așa, străfulgeraseră în șoaptă o frază prin familia noastră că, dar ce-ar fi dacă băiatul nostru s-ar căsători? Știi? Așa. Minus. El plinește 20 acuși. Și minus zic că, wedding planner. No, da, mă rog, da. Minus asta, minus asta, fiindcă mai cunosc oameni, mai știu nu știu ce. Și când am început a suna și a întreba, eu deja de unul, de-a doilea, de-a treilea. Mă, Dorine, sincer îți spun, eu nu știu dacă, posibil că lumea nu o să fie de acord cu mine. Eu am să zic suma de vreo 20.000 de euro. Cap-coadă. Dar mulți posibil că ar fi zis mai mult de atât. Sau alții ar fi zis poate și mai puțin, depinde pe cine ți iei. Cam asta e. Eu cred că, nu știu, poate aici, în jur de. Pentru că am văzut și cu metrii. Bun, sunt. Canunți. Eu am văzut zile de naștere cu sume de 3 ori mai mare decât, hai să zic, decât suma pe care ți-am spus-o mai devreme. Desigur, depinde de doleanțele și capriciile fiecăruia pe care le are la respectiva nuntă, mire, mireasă, părinți, etc. Și acum începe sezonul. Eu vorbesc de o nuntă cu buget restrâns, așa. Acum începe sezonul, va începe sezonul nunților, mă rog, evenimentelor. Da, vreau să fac o mic paranteză ca să înțeleg lumea. 20.000 asta nu eu câștig la nuntă. Nu, eu evident. Aș vrea să câștig 20.000 la nuntă. Începe sezonul acestor evenimente și o să ai de muncă. Și ai avut de muncă. Da. Cum te regenerezi după asta? Călătoriile. Păi da, nu poți să mergi în călătorie imediat după nuntă. Ba da.
Ba da. Cum? Să știi că de foarte multe ori s-a întâmplat când eu terminam nunta la ora 3 noaptea, ai mei se trezeau, când terminam nunta sunam și zic, eu vin. Și ei între timp se pregăteau și când ajungeam acasă, doar luam bagajele pe ei și urcam mai departe și porneam în călătorie. Fiindcă aveai 5 zile libere, spre exemplu. A, totuși, sunt zile libere. Păi, sunt zile libere. De luni până vineri poți să ai liber, știi? Eu am întâlnit persoane care, practic, nu au liber. Ba un eveniment, ba altul. Până depinde de săptămână, depinde de ani, de lună, depinde de mai multe. Bun, dincolo de aceste evenimente frumoase, ai avut și peripeții, poate, pe la nunți. Of, Doamne, da, de mult n-am mai fost. Sincer vorbind, uite, de momentul în care ți-am zis că eu am structurizat nunta într-un fel sau altul, mi-am făcut această schema mea proprie și manieră de a lucra la nuntă și de a aborda mirii, părinții și... nu știu cum s-a strecurat publicul, dar și oamenii, și am un noroc enorm de mare să am nunți cu minți în limbajul nostru moldovenesc, dacă vrei, fără bătăi, fără... Poate s-a schimbat generația. Peripeții, fără... Nu, că mai aud la alții și... Sau în aceleași restaurante aud de la oamenii care muncesc acolo. Bă, Bogdan, slav Domnului că ai venit, că ieri seara a fost aici până la 6 dimineața și cu bătăi și cu poliții la intrare și cu tot ce vrei. Deci se întâmplă... Se mai întâmplă în zilele noastre și fără excepții. Sigur că mai sunt situații, peste situații. Sunt momente și momente. Eu, de mult nu mai permit să se fure mireasa la nuntă după ce au fost 3 situații. La una n-a mai venit mireasa. Și s-a terminat nunta, dar de mult a fost asta. Ce drept că sunt vreo 18-19 ani în urmă. La alta s-a dus, dar nu a venit o oră și asta l-a enervat la culme pe Miri și în clipa în care a apărut mireasa s-a început a striga la ea și s-a revoltat, a scos inelul, l-a aruncat în podea și a ieșit din nuntă și practic s-a terminat sărbătoarea în clipa aceea. Ai și încă o situație am avut când a fost furată mireasa și la prima... intersecție, mic accident și ea a fost nevoită să meargă la spital, să-i pună gips pe mână, mi-e logic, o lăsat nunta, s-a dus la... Și atunci ce faci? Păi se termină nunta în situația asta. În vedere, pa. Vă mulțumim mult, prieteni, ne iertați, că da, tortul deja o să mâncați mâine la zeamă. Cât se pune azi la nuntă? Nu mă bag în plicurile oamenilor. Dar n-ai auzit? Nu știu. Adică ce știam până la anul trecut, hai să zic, ce pun părinții și nașii închipuiri n-am. Chiar sincer, nu știu, nu mă bag, nu... Dar din câte știam că teoretic ar fi corect să pui într-un plic cuiva dacă te duce ca oaspete, ar fi măcar să răscumperi locul. Mm-hmm. Pe care l-ai ocupat în sens, mâncarea, băutura și cât a fost cheltuit pe o persoană pe tine, pe seara respectivă. Și dacă anii în urmă era cam 50 de euro de persoană, ultimii ani era deja cam 100 de euro de persoană. Deci dacă mergi în pereche, minim 200 de euro trebuie să pui într-un plic. Nu te obligă nimeni să pui, că am văzut și lei, am văzut și tot ce vrei. Mai, știi cum, întâmplător mai dai ochii cu pistimirii care numără banii și acolo când trebuie de altceva, dar... Și acolo observ cam ce se întâmplă. Ce tarife circulă în Chișinău, Moldova? Vorbim de prezentatori. De la până la. Un minim, un maxim? Păi nu știu care ar fi. Eu știu oameni care prezintă și cu 400 de euro. Minim. Dar sunt interpreți care și prezintă și cântă și ei nu pot să spui cât prețul pentru moderare și cât e pentru interpretare, știi? Că el ia în total, de pildă, 800 de euro, dar cât l-a costat interpretarea, cât a costat, știi cum, moderarea, nu știu. Dar sunt prezentatori și la 1500. Deci... Sunt. Soția cum reacționează la nopțile petrecute? Tot timpul a fost foarte calmă. Când eu n-am șofat și când eu n-am avut mașină,
Larisa foarte des mergea cu mine noaptea și mă aștepta la poarta restaurantului ca să termin nunta dacă era departe, săraca, și spunea citea, asculta, îngheța. Că Larisa e aripile tale. Da. Așa a fost, așa este și așa va fi tot timpul. Acum mai ușor ea se implică și ea în nunțile mele, deseori se implică ca și coordonator la sărbătorile astea, fiindcă nu le reușesc pe toate, nu am cum să le reușesc pe toate dacă nunțile sunt de anvergură. Spre exemplu, sunt formații speciale invitate care au nevoie de scene speciale sau solicitări aparte de invitație pe masă anume la acel loc. Aha. Nu la acea masă, dar la acel loc să fie anume acea invitație, uh-huh, și nu altcineva, unde ai nevoie de 2-3 ore înainte de nuntă să vii, să le aranjezi foarte bine acolo, să ai grijă de pantofii miresei, de lingeria ei, de rochile de rezervă. Sunt unele lucruri care eu nu mi le pot permite ca bărbat și atunci, uh-huh, în cazul ăsta ai nevoie de și de coordonator lângă mine și Larisa e deseori cu mine la nunți în postură de coordonatoare. Da, știu. Unde mergi cel mai des? Zice în România, da? Ca și vacanțe? De asta ca să-ți încarci bateriile. Păi, România e cea mai aproape la moment. Vrei, nu vrei, că și Ucraina aș fi cu treieratul cu mare drag, dar n-ai cum să mergi acum încolo. Dacă e să vorbim de zone aproape. Dar pentru mine aproape deja nu-i... Adică, cum să-ți spun? 12 ore până la Timișoara e fleac la urechi la momentul dat. Unii ar crede că se frică să zbor cu avion. Nu! Păi am zburat 56 de ore până în Noua Zeelandă. Deci, cum să fie frică de avion? Dar prefer mașina mai mult. Și așa, și așa. Deci, și așa. Sunt unele situații în care poți să accepti mai bine să lași mașina acasă și să zbor cu avionul și să închiriezi acolo mașină. În anumite cazuri și situații, decât să mergi cu mașina până acolo. De pildă Sicilia. Dacă tot ai atins Ucraina, cum te-a prins războiul? Păi cum m-a prins? Cu geanțele la ușă a doua zi. De ce? Fiindcă eu aveam impresia, nu știu de ce, dar eu aveam impresia că asta se va întâmpla foarte repede. Că ne paște foarte repede. Și acum nu... N-am desfăcut bagajul. Există așa un fel de survival bag. Da. O geantă este împachetată tot timpul în casă, cu lucrurile necesare de a urca acum și de a pleca acum, în secunda asta. Într-un interviu spuneai despre vise. Și visuri. Și visuri. Că visa soldați, că... Asta s-a întâmplat după ayahuasca. Da, deci... Asta visurile de ayahuasca. Da. Și unul dintre ele era prezicerea războiului. Abia când a început războiul mi-am dat seama despre ce era renumitul, respectivul vis, hai să zic așa. Și ca să știe toată lumea, ayahuasca, ce e? Ayahuasca e o experiență, prieteni. O bună parte știe din lume despre ea. E o experiență. E o băutură fabricată din o rădăcină de liană din jungla Amazonii. Face parte din cultura peruanilor. De fapt, a incașilor. Hai să vorbim sincer că de la incași vine. Ori incașii nu erau doar în Peru. Incașii au fost și în Bolivia, și în Brazilia, și Ecuador. Imperiul incaș a fost foarte mare. Și vine din cultura lor. Și e o procedură șamanică, că fără el nu se face. De durată? Ca vreo 7 ore durează. Și ce se schimbă e perioadă asta? Nocturnă în care ești cu multe și milioane călătorii într-un alt univers, sau în alte universuri, dacă vrei, cu revenire în universul actual și tot așa. Aceste călătorii, foarte multe din ele se uită, dar ele, pe urmă, îți revin în viață ca un fel de deja viu. Nu și caz la mine, așa s-a întâmplat. Deci s-a schimbat ceva? Păi, multe lucruri s-au schimbat. Pentru că dacă atunci ai visat soldat și s-a întâmplat asta în 2001... Bun, eu nu vreau să provoc lumea acum să zic, domnule, e o chestie super benefică, faceți asta și nu. Nu, eu, spre exemplu, n-am să mai fac asta. Pentru că ai făcut-o, trebuie să încerci de toate în viață, nu? Bun, asta nu înseamnă că trebuie să încerci heroină, că trebuie să încerci... Evident, dar dacă atunci ai visat soldați, acum ce mai visezi? Poate
Ne dau nici pe viitor. Tu știi care este ideea? Eu acum m-am concentrat foarte mult pe, nu pe vise, ci pe visuri. Ori diferența între vise și visuri e că unele se întâmplă noaptea, în stare inconștientă, practic. Bun, subconștientul nostru e treaz, dar... Ori visurile se întâmplă cu noi în stare conștientă și ziua. Și eu sunt concentrat acum pe visuri. Deci visuri care sigur că merg într-un tandem direct și cu scopurile. Și un vis poate deveni scop. Un scop n-are cum să devină vis. Și atunci e bine să ai un visuri de zi care să ți le transforme în scopuri și să le realizezi. Eu merg pe teoria că nu e greu să scrii pe o foaie 10 măcar, să alegi din ele unul care îți place cel mai tare și să spui un termen până când eu vreau să-l realizez. Și aceste scopuri le scrii în block note. Da. Ce e acum în block note tău? L-am lăsat ca să nu... Poate ți amintești câte ceva, recent. Eu am unele scopuri și parcă mici, hai să zic așa, și altele mari, intangibile. Lista albă, lista neagră. Nu, toți sunt în lista albă. Deci, toți sunt lista. Că n-ar fi scopuri atunci, că nu există liste neagră sau altă. Nu, că sunt unele care le treci la arhivă dacă nu se îndeplinesc. Știi cum eu am o glumă la tema asta, dar e realitatea asta. Eu într-adevăr am scris-o tot timpul să câștig un milion la loto, dar nu știu cum nu cumpăr bilete, știi? Într-adevăr nu cumpăr. Dar e scris. Dar e scris acolo, înțelegi? Deci nu știu cum n-ajung, nu mi-ajunge mâna să tot cumpăr vreun bilet din ăsta la loto. Cu toate că de fiecare dată când merg în străinătate, cumpăr. Acolo cumpăr. Acolo încerc. Nu știu, parcă am mai multă încredere că acolo ai putea câștiga. Mai cinstit acolo, nu? Nu că e mai cinstit, dar nu știu de ce îmi pare că norocul meu acolo ar să râde mai tare, știi, decât aici, la noi. Dar, okay. Dar sunt și anumite scopuri de... Eu nu mă opresc niciodată. Pentru asta sunt acuzat de soția mea deseori, ca bărbat și ca familist, hai să zic așa. Păi, dar mai liniștește-te odată. Gata, ai, parcă și asta, eu ai am și vrut asta, să asta. La asta să ce mai trebuie să te mai bagi? Gata, mai savurează viața, dă-ți mai savurăm, dă-ți mai... Ia iubitoare de shopping la mine, știi? Shopping, vorbesc de, nu de mari shopping-uri, să meargă la Milano să-și cumpere, nu știu. Asta e despre o listă pe care sunt niște lucruri și la care se mai adaugă niște lucruri. Deci eu am realizat o chestie, de pildă, da? Eu am cumpărat ceva, nu știu. Eu mă bucur de, dar la mine imediat apare alta în scop mai departe, știi? Deci trebuie să tind către ceva. Tot timpul trebuie să tind către ceva. Fiindcă am înțeles că chiar dacă este intangibil, dar ți-ai pus o dată, zi o dată, oricare, când e născut, nu știu, bunică ta. Mai ții minte în ce zi? Da, cred că e 23 octombrie. Iată, uite, 23 octombrie. Și tu îți spui data, acum, azi, în secunda asta, data de 23 octombrie este data finală la care eu vreau să am asta. Mm-hmm, niște deadline-uri. Chiar dacă tu în secunda asta nu ai sub nicio formă suma necesară pentru asta. Sau posibilitate reală acum să câștigi acești bani până la 23 octombrie. Am înțeles. Toate se aranjează ulterior. Așa? Îți apropii scopul, gândindu-te la chestia asta. El se realizează ulterior. Așa a lucrat în varianta mea. Și lucrează. Totuși, obosești? Nu. Cum obosești? De obosit obosești oricum, dar... Păi, de asta știu. Păi, dar poți să obosești fizic și călătorind în munte, poți să obosești fizic și stând pe barcă, pe valuri și tot cu... Păi, și atunci vine la risă și ce spune? Fizică. În sfârșit ai obosit. Există oboseală fizică și există oboseală... Emoțională. Emoțional. Profesional, da. N-ai să mă crezi, anul trecut a fost primul an de-a lungul atâtor ani după sezoane de nunți în care s-a terminat sezonul și eu nu eram obosit. Eu am declarat lucrul ăsta la Risi și am spus, lăsați-ți încheie, s-a terminat, s-a dus ultima nuntă, gata, s-a încheiat sezonul. Dar eu nu sunt obosit. Poate ești ca ala din filmul cu Brad Pitt, care...
Întinerește, da. Aș vrea eu, dar nu... nu dar, totuși, care sunt fricile lui Bogdan Dascăl? Fricile sunt de domeniul sănătății, cred. Cele mai multe. Că din cauza sănătății eu n-am să pot ajuta copiii să-i ridic până când ei vor fi deja încrezuți pe picioare. Din cauza sănătății lor, Doamne ferește să nu pățească ei cea, părinții. Deci, familia. Că aceste persoane sunt unicile persoane care te vor iubi mereu, care te vor ierta mereu și te vor accepta oricând. Crezi în superstiții pe care le ai, pe care nu le ai? Da. Am mulțime de superstiții în care cred. Și la mireasă să le spun. Nu da buchetul nimănui, nu scoate voalul și nu-l dăruie nimănui. Dar sunt și din cele care nu le respecti, în care nu crezi? Sunt și din cele care nu cred. Care sunt? Pisica neagră, de pildă, mii prieteni. Data de 13, data mea iubită. Mm-hmm. Deci sunt unele care merg în contrasensul. Funcționează dar... invers, da? Da. Ce muzică ascultă Bogdan Dascăl? Rock. Ia, Bogdan Dascăl a ascultat acum. Rock. Toată viața am ascultat rock și mi-a plăcut rock-ul, dar deoarece munceam în diferite posturi de radio cu diferite stiluri muzicale, uneori mi-a fost influențată dorința mea de muzică, de a asculta. De pildă, acum când sunt la volan, mie îmi place muzica techno la 128-138 de beats. Fiindcă la volan e un ritm care mă ține și pot să pun mixuri de 2-3 ore și eu să merg și muzica asta trece pe lângă mine, un fel de coloană sonoră, dar e dinamica drumului, știi, a călătoriei. Nu mă deranjează când văd viteza și ritmul melodiei. Dar când sunt în altă parte și ascultă altă parte, e muzica rock. Bun, acum aș sunt în stihia mea, sunt la un post de radio rock. Am înțeles. Care sunt dilemele lui Bogdan Dascăl? Dacă am eu vreo dilemă... Eu pot să spun una pe care o ai. Eu am mai multe dileme. Deci una din ele e dacă într-adevăr suntem unici în acest univers. Așa și nu mi-am găsit răspunsul la ea. Doi la mână, ce se va întâmpla cu țara asta când toate satele vor rămâne goale? Deci goale. Păi cât a rămas? Nu știu cât a rămas, dar nu avem mult până acolo. Asta e o dilemă pentru mine. Eu nu cred că toți se vor concentra doar în jurul Chișinăului, în jurul Bălțului și vor fi 3-4, știi, metropole și atât, de jur împrejur. Asta cu părinții, iadul, raiul, părinții ajung în rai. Am auzit de la un spectacol ieșind, că dacă părinții își educ copiii bine, nu le e frică că o să ajungă în rai? Iar nu. După aia copiii fac ceva rău și dacă trebuie zgoniți din rai sau nu. Părinții? Da. Of, știi care idee? Că el n-ar fi ajuns, ulterior îți spun acum, deci părinții n-ar fi ajuns în rai dacă Dumnezeu știa că copiii lui ulterior vor păcătui. Deci a rezolvat problema asta. Nu-i problema mea, e problema lui. Câte păcate are Bogdan Dascăl? Multe. O carte? Deci noi vorbim de cele 10 păcate, nu? Păi, nu neapărat. Din astea 10 nu știu câte. Poți zici cele 20. Da. Cum ai reușit să scapi de ele? Fără frică de a cere iertare. Cred că așa. Suntem în 2024, tu ești în nunți de mulți ani. S-au schimbat mesajele pentru miri în acești ani. Ce le spui acum? Ce le dorești acum, de fapt? Mai de la an la an tot schimb mesajele. Deci nu... Pentru că aceste mesaje trec cumva prin experiența ta pe care o ai în fiecare an. Dar unul din ultimele mesaje, cât ți-am spus și ție azi, ăsta e cu câte viață ai în anii pe care ai trăit. Deci asta foarte mult contează.
Eu foarte, ultimii ani insist pe a-i îndemna mereu să, să călătorească unul lângă celălalt. Ca să-și creeze amintiri. Ca să-și creeze amintiri. Fiindcă să nu le fie frică să călătorească cu copiii la orice vârstă. Nu văd o problemă. E o problemă pentru copilul mic până la un an să zboare cu avionul, fiindcă are, nu e să-l strâns căpceanul aici, așa îi apasă tensiunea la înălțime înaltă. Asta înțeleg. Dar în mașină copilul poate dormi cât călătorești enorm de mult, știi? Acolo nu e o problemă să te oprești, să mai vezi ceva, mai adormi, mai... iarăși mai călătorești și tot așa. Ce ai învățat de la copiii tăi? Insistență, dăruință, caracter de la fiica asta mică. Desigur, de la toți am învățat dragoste. Asta e reciprocă și... ea este și mă bucur că ea tot ne hrănește permanent reciproc o viață întreagă. De la Răzvan am învățat inteligență enorm de mult, gingășie, bărbăție. De la le spui asta. Propriul meu fecior am învățat. Și acum le zic, iată, dacă vrei. Și de ce îmi pare rău, poate? Față de copiii mei. Îmi pare rău că eu, toată copilăria lor, am fost foarte sărac la, la complimente și sinceritate. Erai mai închis. Eram mai rigid, nu știu cum. Copiii mei pe mine tot timpul m-au considerat un om foarte rece, dur. Și eu, de fapt, în sinea mea n-am fost așa. Tot timpul am vrut să fiu dulce și cald cu ei. Doar că vii obosit. Doar că vine dormit sau vii... Acum nu e așa. Și acum e așa. Și acum e așa. Acum se găsesc cuvintele, nu știu cum. Parcă încerci să... și știi de unde le scoți și parcă vrei să, să le dai și parcă... știi? Când s-a părut viața complicată și când s-a părut simplă? Simplă când erai copil. Când nu erai tu responsabil de nimic și... aveau alte grijă de tine, părinții mei, dragi, le mulțumesc mult și, și lor le zic că îi iubesc mult. Atunci a fost simplu. Complicat nu a fost niciodată pentru mine. Complicat a fost atunci când eram în vicii. Acolo a fost complicat. De exemplu, pot să spun că complicat e când ești mai rigid cu copiii tăi. Sau... și acum... la o anumită vârstă îți dai seama că poți, le poți spune mai multe complimente, de exemplu. Nu numai, da, nu numai complimente. Trebuie să le spui foarte des că de mult te iubești și sincer să spui lucrul ăsta. Să nu fii scump la cuvinte. Să cuprinzi omul. Chiar să-l cuprinzi. Deci eu asta am înțeles la o anumită... bun, există vârstele astea a lor adolescentine când ei se rușinează de tine, fug, nu vor, se dau la o parte, știi? Parcă este jena asta de părinte. Dar noi începem să iubim, să iubim, să iubim și tot vrem să-i cuprindem tot mai mult și să le dorim toată dragostea noastră cât mai mult și mai mult. Chiar dacă pe locuri mai ridicăm vocea, chiar dacă mâna n-a ridicat la ei niciodată, dar vocea... Filmul, serialul preferat? Of, aici nu mă întreba, fiindcă eu le mănânc care răsărită vorba. Eu mă uit și le văd puțin altfel, știi? Cred că școala, facultatea totuși de regie m-a influențat foarte tare la capitolul ăsta. Te întreb asta pentru că unii văd filmul ca pe o creație, alții o văd ca pe un material de muncă în care subiectul și totul trece planul 2 și se uită la partea asta tehnică și așa mai departe. Eu deseori mă uit la seriale, la filme, doar pentru subiect. În sens, pe linia subiectului mă interesează ca atare. Sunt unele filme pe care le ador să mă uit la, la imagine, știi? Imaginea, într-adevăr, frapează. Dar eu văd același film, îl văd de fiecare dată cu alți ochi. Deci, trecerea timpului. Odată e storiu, odată e imaginea, odată e montajul, odată și e care regia. Sunt ele? Ai vreo două așa mai deținut în valiza aia? Aparte, pe care mi-ar plăcea să le revăd... eu am să-ți spun altfel. Eu am o sumedenie de filme care îmi place să tot le revăd peste o anumită perioadă de timp, știi? Adică fac parte din mapa clasică. O mapă clasică. De pildă, recent, nu de mult, eu nu știu de ce m-am apucat, cu toate că mai devreme nu le văzusem pe toate, văzusem doar vreo 3 din sequelul ăsta cu Harry Potter. Acum am stat și m-am uitat cap coadă toate.
Nu din interesul story-ului ca atare, dar din interesul să văd tot cap-coadă. Uite așa, eu aștept serialele când ele se închid. Deci când nu mai au un sezon nou. Știi? Atunci încep eu tot serialul, 70 la număr câte au fost, câți ani la rând au fost, și pot să mă uit o săptămână întreagă, cap-coadă, tot. Și atunci înțeleg tot ce a fost, știi? Și atunci mi-e mai interesant. Sunt lucruri care le-ai luat cu tine pe insulă, nu știu. Lucruri, nu știu, fotografii, bucate, băuturi, o mașină, poate, dacă călătorești. Nu cred că lucruri trebuie doar pentru supraviețuire, dacă tare vrei, pe o insulă. Bine, sper să ajung pe insulă, dar străiesc acolo, nu să supraviețuiesc. Mă refer la lucruri preferate, la care ții, dacă ții. Dacă am lucruri preferate? Mai am un hobby în care nu știu cum să-l descriu. Eu cresc plante. Așa. Pe pervazul camerei mele sau casei noastre, dacă vrei. Dar sunt plante crescute din semințe care eu le-am extras din fructele pe care le-am mâncat și le-am cumpărat de la supermarket. Deci, sau strâng semințele astea de prin țările în care am fost, de pildă am mâncat un fruct ceva exotic acolo, știi? Și eu păstram semințele. Am găsit un copac de mușmula în centrul Parisului la un prieten, Dumitru Bună. Și am strâns semințele de mușmula, le-am adus acasă din Paris și le-am sădit în pământ și îmi place să observ procesul ăsta de dare de viață, de apariție de rădăcină, de creșterea copăcelului în sus, de dezvoltare, de... Înțelegi? Deci semințe. Și am pe pervaz tot felul de copaci. Nu sunt genul de oameni ca alți moldoveni, colegi, chiar și de-a noștri de televiziune, pe care cunoaștem bine, care mai cresc și copaci mari și fructe strâng. N-am ajuns la fructe niciodată. Nu știu cum copacii mei nu au ajuns să dea fructe. Dar îmi place să urmăresc. Ultimul timp m-am îmbolnăvit de bonsai. Și atunci copacii ăștia încep să-i îndoi, știi, și să văd cum încearcă să crească așa cu alte experimente cu natura, dar sunt un alt fel de copii ai mei, știi, de care am grijă. Ce așteptări ai de la viitor, nu pot zic de la țară, de la viitorul tău, de la scopurile tale, de la ceea ce te înconjoară? Aștept nepoți, de tare vreau să-i văd. De-aia te interesezi de nunți. Nu, mă rog, da. Nu, să știi că nunțile au devenit atât o parte, atât de mare parte a vieții mele, încât eu cu mulți miri am rămas prieteni, cu mulți sunt cu mătru, o parte sunt cu mătru, cu unii am fost în călătorii, cu alții am avut afacere. Adică sunt multe momente. Asta, viața te leagă, fără ca să vrei. 99 de prieteni, 99 de cu metri. Într-un fel sau altul, dacă vrei. Poate asta te-a inspirat. Nu. Când au fost scrise melodia asta, nu eram prenunț. Sau eram, nu, eram deja prenunț. Dar nu știu cum nu m-am... Bun, cineva vrea să-și organizeze o nuntă. Mm-hmm. Te vede acum. Ce le recomanda? Păi, eu vreau să spun un singur lucru, că nu pare atât de simplu pe cât pare. Inițial, nu vreau să spiri pe nimeni. Dar foarte mult contează locația, foarte mult. Foarte mult contează luna anului, ziua săptămânii. Și mai nou, asta chiar mult contează, fiindcă o bună parte din oaspeții pe care tu planifici să ți-i inviți la sărbătoare, ei nu sunt în țară. Și depind acolo de anumite concedii. Ori aceste concedii, în diferite țări, sunt în diferite luni și trebuie să iei în calcul chiar și acest lucru. Desigur, ne mai vorbim de muzică. Eu, o afacere mare pentru doi miri nu sunt importanți doar cei 100 sau 150 de oaspeți care au venit la nunta lor, dar ei trebuie să nu uite niciodată că pentru această seară lor lucrează încă 100 de oameni. Pentru că, nu, aproape 100 de oameni, dacă luăm în calcul și ridicătoarele și bucătăriesele și chelnerii și sunetiștii, și luminiștii, și muzicanții, și decoriștii. Și eu vorbesc de multă, multă, multă lume. Când stai să calculezi până la urmă, de fapt au muncit vreo 100 de oameni pentru seara asta a ta. De ce? Și cred că s-au scumpit așa anunțele, știi?
prețul lor. Cum îți vezi nepoții? Sper sănătoși, fericiți, da. Cu întrebări multe? Ador întrebările. Eu și la copii adoram întrebările și... Eu cred că e o chestie de familie și taică-miu așa, că profesor, dacă suntem dascăl, dască suntem și... Și îmi place să tot... Și ficiorul meu e la fel, deci el... Îi pui o întrebare și... Bun, el cu internetul și de acolo a avut sursa asta de a se inspira de toate și să cunoască toate și... Și să le știi pe toate și noi, ne place să tot vorbim, să povestim, să aducem amintiri sau iată, descoperiri sau că am citit acolo, că am văzut acolo, că des nu uita asta sau caută pe internet dacă ai nevoie. Și... Adică o familie de descoperitori. Da. Păi de acum străiești în viață întreagă acceptând doar ceea ce ai? Istoria te-a copleșit doar până în momentul în care... A ținut arheologia, parcă așa am înțeles. Da. Când eram la prima facultate, asta vrei să zic. Dar și până în ziua de azi, adică mă tot... Ca să înțelegi tu că atunci când merg cu mașina pe drum, eu pot să văd curganele. Mm-hmm. Pe câmpie. Și tot povestesc copilor. Te vezi dălușorul celălalt, da, ăsta e curgan sigur, deci nu are cum să nu fie. Sau când văd o râpă... prăvălită pământul sau ruptă. Știi cum se duce pământul la vale și se vede doar râpa așa, dealul deasupra și aici e perete de râpă și în el poți să observi direct dacă îți apare, dacă e pământul mai negru, tot e ca finiu și acolo vezi ceva, un pătrat negru, e clar că acolo e un mormânt. Ce le-ai recomanda călătorilor? Că sunt cu siguranță și cei care te vor privi, care au mai fost în diferite țări și se întreabă, băi, dar ăștia cum călătoresc? E normal că e scump, dar poate știi tu niște life hack-uri. Nu știu cum lucrează la alții, dar la mine regula e alta. Eu am înțeles că Dumnezeu îți întoarce banii care cheltui pe turism. Pe călătorii. Și am impresia că el nu-ți socoate din viață timpul care îl petreci în călătorii. Și cel de la pescuit, că e o vorbă așa, că timpul petrecut la pescuit nu intră în viață. Înseamnă că Dumnezeu îți mai dă. Economisești timp. Știi ce aș recomanda? Eu nu știu. Fiecare decide pentru el. Cât cheltuie pe călătorii sau cât cheltuie pe vacanțe, pe amintiri. Nu, poate să nu neapărat de... Nu vorbesc de cheltuie. Eu m-am învățat să găsesc bilete ieftine. Așa. La avion. Of. Eu nu știu dacă am mai povestit-o într-un interviu cuiva odată, dar... Citesc pe Facebook. Îți mai povestesc o dată, dacă e caz. Biletul la autobuz până la Cahul e mai scump decât biletul la avion până în Larnaca. Și eu puteam să trec de această afirmație a cuiva. Dar eu n-am putut trece. Și intru în aplicație să văd la compania respectivă, da. E așa sau nu e așa. Și văd acolo bilet cu 12 euro într-o direcție. 24 în ambele. Două persoane, nici 50 de euro. Deci, nu mi se pare scump asta. Unul la mână. Mă bag pe Booking, i-am de scout eu, să văd în perioada asta dacă găsesc ceva. Și găsesc foarte ieftin, deci cu 19 euro, nu știu cât, o cameră, chiar nu departe de aeroport, la un hotel pe malul mării, etc. Bronace acolo, deci. O călătorie pe 5 zile de ziua îndrăgostiților, hai să deschid parantezele, deci cu tot, cu cheltuieli, de cumpărături, că femeia mai vroia ba una, ba alta de ziua îndrăgostiților și tot așa, dar nu puteam lua cu noi gemantani, că așa erau biletele, fără, doar rucsacul în spate. Mm-hmm. Și în varianta asta ne-am dus în haine vechi ca să le lăsăm acolo. Aha. Și încălțămintea vechi tot ce avem ca să le lăsăm acolo și vin alea noi, îmbrăcat acasă. Asta nici eu nu știam. Și în total totul, maxim 220 de euro. Pentru 5 zile într-o țară nouă, care n-ai văzut-o niciodată în viață. La două persoane. Super. Ce... Dar asta cu îmbrăcatul o facem tot timpul. Deci, da? Da. Tot asta e timpul. Asta e bună cu îmbrăcatul. Mai ales când mergi cu avionul. Deci cu avionul mereu te gândești să cumperi de acolo un geamantan care să-l încarci. Mai sunt care pleacă în grup și le împart costul geamantanului, da, împart, da. Așa, 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 așa. Dar vreau să declar, asta nu mint, deci o spun deschis în față. Eu am găsit bilet cu 9 euro de aici până în Londra și pe urmă, a doua zi, tot din Londra, 9 euro până în Tromsø, în Tromsø, în Norvegia. Uh-huh. Și înapoi la fel.
peste o săptămână din Tromsø 9 euro până în Londra și din Londra până, până la Iași, că de la Iași e mai ieftin. Deci tu trebuie să studiezi un pic ca să... Trebuie să ai timp să stai pe chestia asta și să navighezi cu jumate de an înainte ca să, să vezi. Și deja îți programezi vacanțele sau escapadele astea cu jumătate de an înainte. Ori dacă nu te poți duce, măcar nu ai de pierdut mult. Pierzi 9 euro, înțelegi? Deci... Băutura preferată? Apă gazată, cred că. De ce cred da. Că? Fiindcă apa plată nu-mi place. Mhm. Dar am băut apă diferită. Deci chiar apa are gusturi diferite în diferite zone. Nu, am mai place anumită băutură, hai să spun așa, gazată, dulce, dar nu vreau să-i zic numele aici ca să nu fac publicități. Am înțeles. Mulțumesc pentru cu mare drag. Acest mic podcast. Cu mare drag. Prieteni, ne vedem în următorul episod, tot aici, la newtv.md, la Newcast. Pe curând. We'll be right back.